Mergem mai departe și ajungem la un fotbalist campion de dor cu Steaua și câștigător al Supei Cupei României, finalist în Cupa Confederațiilor FIFA, un om care iubește ciocolata și nu numai, celebrul Nana Falemi! Nana Falemi, de când nu mai joci fotbal? De 10 ani. De 10 ani. Majoritatea fotbaliștilor care s-au lăsat s-au îngrășat. La tine nimic. Am încercat și eu, dar nu mi-a ieșit. Deci nu, la tine e impecabil, perfect. Da. Am văzut-o mai devreme pe Teo Măluță, care joacă în echipa de feminine de fotbal, că echipa feminină de fotbal a României are meci pe Pro X vineri de la ora 6 cu Lituania și am văzut-o, mamă, foarte drăguță. Fetele joacă foarte bine. Avem o națională, o reprezentativă de fete așa, foarte tare. Sunt fete care joacă în Danemarca, în Turcia, sunt toate campioane. Avem un fel de Barcelona a da? Fetelor. Da, la fete stăm foarte, foarte bine. Avem fete bune. Mă refer la fotbal, nu... Sunt și foarte drăguțe, fie vorba între noi. Haideți să luăm un loc aici. Hai, mă gândeam să iei un loc aici la noi la bar, pentru că am înțeles că tu ești omul care iubești foarte tare ciocolata. Ciocolata, să specificăm, maro sau neagră, nu ciocolată albă. De să fie foarte clar. Dar haideți să le spunem oamenilor. Tu practic te-ai născut în România, nu? Da, m-am născut în România, în București, din mamă româncă și tată camerunez. Părinții mei s-au întâlnit la facultate, la medicină și în urma întâlnirii lor au rezultat 3 copii. Eu și fratele meu Geamă, Nomi, și mai avem un frate mai mic cu 2 ani, Cody. Da, tu practic ai fost crescut de bunici. Da. Apoi, la 7 ani, nu? Da. Apoi, de la 7 ani, părinții mei au plecat în Germania și ne-au pus să alegem dacă vrem să mergem în Germania sau să rămânem aici. Și noi începusem deja și fotbalul și am vrut... Și prieteni de la blog. Și plus că sistemul de învățământ în România era foarte, foarte bun și atunci... am ales să rămânem aici și să continuăm aici. Superb, nu știam povestea asta, zi. Dar vacanță de vacanță mergeam la ei, da? Sau dar nu vă era greu? Adică voi copiii aici și părinții în Germania? Aveați totuși 7 ani. Da, te obișnuiești la un moment dat, știi cum e. Când n-apuci așa să ai o experiență foarte bogată, știi, te obișnuiești, sau cel puțin, nu știu. Dar tu ai ajuns și în Naționala Camerunului, nu? Da, dar e adevărat. Dar cum? Că te-ai născut în România și ai ajuns în Naționala Camerunului? Datorită sângelui, datorită tatălui, știi, eram la un antrenament prin 2001-2002, parcă, în Ghencea. Și după antrenament mergem la vestiare și mă anunță delegatul clubului că am primit convocare la lot. Și eu prima dată am crezut că facem mișto, știi? Și... mă gândeam, la lot Camerunului și mă gândeam, de unde și până unde, știi? Și apoi am aflat că din Naționala Camerunului, fundașul central Raimon Cala se retresese din cauza vârstei și atunci aveam nevoie de un fundaș central experimentat. Mi-au făcut în 2 săptămâni cetățenie. Deci n-a fost o problemă, știi? Da. Dar tu nu erai fundaș, erai mijlocaș la Steaua. Jucam 2 posturi, și fundaș central și mijlocaș. Și, dar aveau nevoie de cineva experimentat. Și cum în 2 săptămâni cu Steaua, ți-au făcut cetățenie și ai jucat în Naționala Camerunului. Da. Super tare, mi se pare. Da. A contat foarte mult că veneam de la Steaua, care era un club foarte experimentat și respectat în Europa și că aveam meciuri în cupele europene și atunci au spus, ok, avem nevoie de cineva experimentat la nivelul lui Raimon Cala și atunci îl aducem pe el. Pentru că mai erau și alții camerunezi care jucau în Europa, dar vreau să aibă pe cineva așa. Și a contat că veneam de la Steaua. Dar tu ai jucat basket, ai fost luptător de MMA? Îmi pare că ai așa o viață spectaculoasă. Deci ai fost luptător de MMA, jucător de asta basket. Parul meu? Da. Și ai ajuns fotbalist la Steaua, după aia în Naționala Camerunului. Uite, am jucat foarte mult basket în perioada liceului. Eu am făcut Lazar, știi? Și destul de aproape de unde suntem. Așa, la câteva stații de autobuz. Și... în Lazar se juca foarte mult basket și, nu știu, pentru că eram foarte bun, aveam un prieten care juca la Dinamo și îmi spunea, băi, ești bun, apucă-te de basket. Radu Abramescu, ești comentator la Eurosport. Și am fost foarte tentat să jucam fotbal atunci și am fost foarte tentat
să merg și la basket și să am o carieră de jucător profesionist de basket. Însă până la urmă am simțit că atracția cea mai mare la fotbal. E la fotbal. Dar și... tu acum mi-ai spus că te plictisești dacă te ești la meciurile de fotbal. Da, e adevărat. Tu nu te plictisești? Eu sincer mă plictisesc pentru că vin din fenomen, am jucat și vrei altă dinamică, vrei altă vreau energie. Altceva, știi? Dar tot cu Steaua. Tot cu pandurii. Da. Vezi că au stadion super tare la Târgu Jiu. E mai tare decât OZN-ul din Craiova? Hai, că voi oltenii sunteți așa, da. Craiova cu gorjenii da, cu... Da, exact, așa. Dar știi că și deci craiovenii și gorjenii sunt olteni, da. Dar se spune gorjenii că sunt mai olteni mai decât olteni decât olteni, da. Exact, că știu, noi suntem mai mândri decât... Da, știu. Perfect. Deci, până la urmă, cum e? Până la urmă... Stadionul vostru... E mai tare decât cel din Craiova? Sincer să fiu, nu am fost să-l văd la Târgu Jiu, dar cred că e mai tare, clar. Clar, dacă e la Târgu Jiu, clar că e mai tare. E clar. Păi ce, da. Dar fii atent, au ei coloana infinitului la Craiova cum adevărat, avem noi? Au ei poarta sărutului cum avem noi? Da, masa tăcerii au ei la Craiova? Da. N-au. Am fost, am stat acolo. La Târgu Jiu? Da. Ți-a plăcut? Senzație. Oameni mișto. Da. Foarte da. Bine. Fii atent, pentru că tu ești fan ciocolată. Și pentru că am înțeles că mănânci ciocolată cu orice. Stai. A venit o vreme a provocării. Nu chiar cu orice. Chiar acolo mămăligă? Da. Ciocolată cu mămăligă. Brânză, ciocolată cu... Brânză, telemea de oaie? Tofu. A, tofu. Așa. Tofu, că știam că ești vegetarian. Ești vegetarian? Că nu mănânci carne, nu? Da, nu mănânc și, carne, da. Mă rog, și nici grăsimi din... Animale. Din animale. Bă. Omletă, mămăligă. Ce te-a... Îmi place. Îmi place. Și mămăligă îmi place. Știi cum îmi place mămăligă? Îmi place cu... Tu ai zis că mănânci tone de ciocolată dar cu orice. Dar stai să-ți spun. Zi. Deci trebuie să facem o precizare. Mie îmi place mămăligă da. Cu brânză și cu smântână. Da. Ai mai mâncat mămăligă cu ciocolată? That's a first. Asta e prima. Deci trebuie să au și o piatră în gură pentru asta. Perfect. Fii atent, lasă-mă pe mine să-ți pregătesc meniu. Da. Nana, dar tu ce mănânci? Stai așa, trebuie dacă mănânc eu trebuie să mănânc și tu. Eu sunt la dietă. M-am scos. Nu se vede, știu. Nu se vede. Lucrez la asta. Tocmai de asta lucrez. Mămăligă cu înghețată, cu ciocolată. Așa. Pentru că tu ai zis că ești mare fan al ciocolatei și că ai mâncat ciocolată și dimineața și la prânz și seara și oricând. Da. Uite-te aici, mămăligă cu ciocolată. Dar fii atent, facem așa. Zic. Eu mănânc, dar trebuie să mănânci și tu ceva. Oriceva. Facem așa. Mănânc, dar mănânci și tu ceva. Îți alegi tu, te las pe tine să-ți alegi. Ești la dietă, nu? Că și eu mănânc orice, n-am nicio treabă. Mămăliga e bună pentru dietă, nu te îngrași de la, are puține calorii. Cu ciocolată? Da? Nu, că ești la dietă, fără ciocolată. Păi mămăliga. Păi tu ce? Așa, gata? Ia. Dar tu ai crezut că e cu ceva, că ți-am pus iute sau că e vreo farsă? Nu, nu, nu. Nu, dar așa e frumos, știi cum e. Știi cum e, când te duci la unul în vizită la noi... și îți dă să mănânci, trebuie să mănânci ca să nu zică că e supărat pe el, nu? A, da, exact. Deci, ia. Deci mămăligă cu ciocolată. Bun, bun, bun. Bă, dar tu îți dai seama că poate noi descoperim acum ceva senzațional, desertul deserturilor? Ia stai că nu mai pot, lasă încolo de dietă. Ia mâna de aici. A început să-mi placă. Mi-ai făcut atâta poftă de ciocolată asta cu mămăligă, nu? A început să-mi placă. Deci mămăligă cu ciocolată? Da, sunt două, și cum așa, e? Două arome, una puțin amare, una dulce, care se potrivește. Dulce cu dulce e extra dulce și, na. Da, dulce cu dulce e extra, extra dulce. Tu se apleacă, dar... Fii atent. Ai și vreun șervețel pe acolo? Vreau să-ți dau, ba da, am și brânză cu ciocolată, hai să văd și asta. Știi care e faza? Nu-ți dai seama că sunt murdar la gură, dar acum când dau cu șervețelul se vede. Dacă făceam eu gluma asta, eram rasist. Nu? Depinde cu cine o faci, în ce context o faci. Corect. Da. Fii atent, acum vreau să văd cum mănânci... Și cu brânză tofu? Da. Deci mamă, numai dau și cu omletă. Deci n-ai mai mâncat ciocolată cu brânză tofu. Da, explică-mi, ai tu chestia asta așa? Am zis să facem ceva inedit. Să facem ceva ciocolata inedit? Și să mănânci ciocolată ce n-ai mai mâncat niciodată. Hai, bagă. Zi. Dar trebuie să mai ai și tu o bucată de ceva. Eu? Așa. Păi pune omleta. A, vrei omletă și brânză și ciocolată? Păi pune-le acolo. Mamă, asta înseamnă, tată, să fii profesionist. Păi, dar ce facem? Păi, asta, ori deci, așa, ori. Și cu mămăligă? Și mămăligă. Așa, da. Stai. Stai, și ciocolată. Că ciocolata îți place pune, mult. Mai pune ciocolata, așa. Mamă, deci tu vorbești că mănânci mămăligă cu brânză și cu omletă? Așa. Deci, dragi copii,
Vă rugăm, nu încercați așa ceva acasă. Acasă, da. Oricât de nebuniți ați fi după ciocolată. Deci omletă cu ciocolată și cu mămăligă și cu brânză. Hai să vedem. Ce este? Hai să vedem ce este. Deci... Rău nu poate să fie, știi? Până la urmă, chiar dacă ne mănânci una acum și una peste oră, tot în stomac ajung, nu? Știi vorba. Să știi că eu așa gândesc mereu. De asta... Se vede. De asta am ajuns totuși la nivelul ăsta de kilograme. Ha? Omletă cu ciocolată? E să nu încercați așa ceva. Deci asta nu e ce trebuie? Nu e. Dar cu brânză? Cu mămăliga, stai așa, cu brânză. Stai, uite apa aici. Deci, știi ce îmi place de tine? Că ești super serios. Adică când pui ciocolată, pui ciocolată, când pui brânză, pui brânză, să fie ția aia serios. Deci Nutella e sau ciocolata. E pasiunea mea. Și de asta, când e vorba de pasiune, ai un alt fel de... Îți schimb puțin vibe-ul, da. Pe, așa știi, perspectiva, vibe-ul, știi? Ia să vedem și cu tofu. Asta n-am mai încercat-o niciodată. Mamă, da. Știi cum e? Dacă îmi place ceva, poate rămân la obiceiul ăla, știi? Și poate cine știe, poate brevetăm un nou desert, exact, oameni, da, buni. Nana Falemi a descoperit ciocolata, da, cu brânză tofu. Am mâncat și n-am murit. Da, am mâncat și n-am murit. În direct, nu știi ce se întâmplă după emisiune. Nu. Tot cu mămăligă. Deci, tot cu mămăligă. Deci rămânem la ciocolată, rămâne cu mămăligă. Ciocolată cu mămăligă. Eu mă bucur tare mult că ai venit pe la noi. Să știi că te mai așteptăm pe aici, pe la emisiune. Suntem foarte simpatici și te așteptăm și în condiții mai plăcute. Adică nu ciocolată cu tot felul de... Cu cea mai mare omlete plăcere. Și de experiențe. Pe Instagram cum te caută lumea? Falemi. 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 Dar mi-ar plăcea să caute și FC Nana Juniors. Echipa de fotbal pe care o am împreună. FC Nana Juniors. Da, echipa de copii. Da. Avem copii de la 3 ani până la 10 ani. Super. Da? Și am înțeles că l-a dus pe Eto în România? Da. L-a invitat pe Eto? E un proiect la care lucrez pentru la anul, la Cupa Intercartiere. Da, pe care organizează, acum o să fie a 5-a ediție, da, anul viitor. Și... Eto în plan și Rojemila, să vedem. Eu Rojemila... să-mi promis că prima dată vii la noi aici, la emisiune. Da, vin, dar trebuie să ai o minge de fotbal. Stai ceva, liniștit că pregătești minge de fotbal și poră. Am auzit că știi bine, am auzit că știi bine cu ea, ca orice oltean știi bine cu minge. Că la orice oltean mă împiedic, da, cu ea. Da. Da, sau ca orice oltean mă pricep la orice. Da. El este Nana Falemi, un băiat, da, senzațional, oameni buni. Și mulțumim mult de tot, da, că a venit pe la noi. Mulțumim mult de tot și te mai așteptăm.